Bine v-am regăsit la Rugby Fit. Astăzi cu noi Barbara Nicolae, conducătorul echipei naționale de Rugby 7. El ne va prezenta progresia pentru genoflexiune. Începem cu genoflexiune cu funia. Primul exercițiu. Spatele drept, călcâiele, să împingi în călcâie, Nino, nu te mai ridica pe vârfuri, bagă vârfurile spre interior, spatele drept. Perfect. Stop. După funie vom trece la greutate, vom folosi pentru început un vis de 5 kg. Același exercițiu, mișcare mai lentă, nu? Vârfurile spre interior, împingem călcâie, spatele drept, foarte bine. Bine. Încă două repetări, lasă-te mai jos. Nu mai ridica călcâiele. Mulțumesc. O greutate mai mare. Același lucru. De asemenea, cei trei pași îi putem folosi și ca încălzire, ca exerciții pentru încălzire, pentru genoflexiuni. Aceste exerciții sunt foarte bine de lucrat cu copii și juniori. Mulțumesc, Zino! Următorul pas, genoflexiune cu bara, cu bara goală. Spatele drept, pieptul cât mai desfăcut, împingem în călcâie, încercăm să controlăm mișcarea. Încă două repetări, Nino. Mulțumesc. Vom încărca bara. Bine, Nino. Vârful spre interior, împingem călcâie. Bine. Controlăm mișcarea. Bine. Încă două repetări. Mulțumesc. Vom trece la genoflexiuni cu bara pe față. Bine. Scoate pieptul. Foarte bine, Nino. Bine, încă două repetări. Perfect. De asemenea, vom încărca bara. Trebuie să ținem cont să avem spatele cât mai drept, pieptul cât mai larg deschis, să împingem în călcâie. Iar de fiecare dată, dacă putem, să băgăm vârfurile spre interior, vârful picioarelor spre interior. Poziția picioarelor trebuie să fie undeva la nivelul umerilor. Bine, Nino. Încă o repetare. Mulțumesc. De asemenea, ca element ajutător, putem folosi kettlebell. Lucrăm genoflexiuni cu kettlebell pentru îmbunătățirea tehnicii. Ne corectăm poziția tot timpul. Spatele cât mai drept. Pieptul cât mai larg. Mulțumesc. Atât pentru astăzi. Lucrați cu atenție fiecare pas. Vă va ajuta să deveniți o tehnică cât mai bună. Vă mulțumim lui Barbara Nicolae pentru prezentare. Ne revedem data viitoare.